pe barca. Dar nu mai merg labele după aia. Am două perechi. Și cu și fără. Nu poți să te păcălești să nu le iau? Cum vrei. A? Cum vrei, dar zic, am și cu și fără, să vezi diferența. De asta le-am luat. Aha. Fără și cu. Fără. Să nu fie, încearcă-le aici, să nu fie prea mari. Încerc. Cât sunt? 42. 42-43. Mai cald apa, e lac, mă. Se vede diferența. Poate? Se vede diferența, e lac, e cald apa. Adică suntem... Se încălzește mult mai ușor. Suntem bine, adică... Da, da. Asta e, zic eu, un 16-17, liniștit. Deci pune piciorul stâng pe labă și apoi te atunci un pic și poți să intre. Mai umezești masca? Eu scuip și după apoi o spăl. După ce ai pus produsul? O spăl să scuip, să șterg scuipă. Da, dar eu n-am scuipat pe ea. Nu. O să... Hai să vezi cum ajunge sub apă. Eu sunt elevul de ascultător, am zis bine, ascultător, da. Păi să mergem aici un pic cât să ajunge până la piept. Ok. Să încerci să nu o să te ții la suprafață. Ok. Și apoi mergem un pic mai larg. Să ne scufundăm un pic. Ok. De acord. Vezi tu, orice ar fi, mișcările astea de la cameră sunt ușoare. Înțeles. Nu sunt stresante. Da, da, da. Mai e și amortizorul de imagine. Exact. Stabilizatorul și ok. Adică poți să obții niște imagini, știi? Da. E apă de 17 grade. 17, ți-am zis eu. 17. De diferență, e... Cum? La suprafață nu e nicio diferență. Sub apă? Dar, sub apă, mișcarea o simt mai... Nu te stresa, las-o pace. Dar las-o în spate tot timpul. Da. Mișcarea o simt că începe. Dar eu aș vrea să le fac cu ale mele. Un moment. Încearcă să nu-ți cum înot eu. Perfect. Like that.
intră exact până ajungi la nisip și încearcă să ai picioarele pe nisip. Că tu stai un pic așa la suprafață. Să nu fii diagonal. Vă înțeleg. Arată. Deci, când intri în apă, încearcă să fii flat pe nisip. Ok. Paralel cu solul, deci. Să atingi solul cu picioarele. Ok. Să mă dăm în direcția aia. Haide. Asta este, de obicei, eu o perioadă un pic mai lungă, cât trebuie să faci mai multe antrenamente. Dacă poți, cum faci mișcarea, să încerci să faci mișcarea din abdomen, okay. Nu din genunchi. Okay. Să încerci să ții picioarele drepte și să încerci să dai din abdomen. Haide un pic în larg, că se face un pic mai adânc. Fel, dar trebuie să ajungem un pic în larg. Bun. Bă, strâng deja. Te strâng? Bă, strâng. În cazul ăsta luăm... dacă poți să încerci fenele astea gri care le am. Mă duc să le aduc pe ale tale? Eu vreau pe ale mele. Dar mă duc eu și le iau. Stai lișit. Să chiar not mai repede. Okay. Lasă asta aici, încearcă să, no, să te schimbi. Ți le dau astea. Sau le lăsăm aici? Da, nu. Ha! Îți tragi un pic respirația? Ca obosit. Nu, pentru mine e ok. Ok? Dacă îți vreau să vapă, să ai grijă de pietre, dar încearcă să ajungi să atingi fundul cu picioarele. Ok. Asta e înălță? Adică, cum să atingi fundul cu picioarele? Că nu înțeleg. Uite, uite de la mine. Că tu stai cu picioarele la suprafață. Ok. Și e nu foarte greu. Cred că mai bine îl întorc și ți-l dau ție. De ce merge eu dacă vezi? Îl întorc? Și...
vezi și aici, se vede că apa nu este așa de clară. Să fund și să atingi fundul. Acum să încercăm să facem o tubă. Uite-te la mine. 3D! Stă bine, nu. Ok. Ah, lubiile mele sunt în barcă. Poftim? Lubiile mele sunt în barcă. Ah. Sigur. Dar... Dar nu ai nevoie. Zici? Da. Nu ai nevoie. Le opresc. Lasă-l. Ține soara și uite-te la mine. Yes. Ai văzut? Ai de fără! Să-ți mai arăt o dată? Sau ce să fac, dar... De când m-am făcut, m-am făcut un beci de vârf. Încearcă. Tubă!
încearcă că trebuie, trebuie să vezi. E foarte ușor. Peste cap, nu pe spate. În față. În față, în față. Să te arăt din nou? Cristi, să te arăt din nou? Nu. Dacă poți, fă și două, dar măcar una. De ce te ții din asta? Nu ți intră apa nicăieri, de ce te ții din asta? Am vrut să echilibrez un pic. Poftim? Am vrut să echilibrez un pic. A. Păi... urechele. Înțeleg. Păi facem așa, de asta facem noi exercițiul ăsta, să intri până la fund, te oprești unde simți că e durere. Două durere nicăieri. Poftim? Două durere nicăieri. Păi atunci nu ai nevoie de echilibrat. Atunci numai când simți. Mâinile întinse până la fund, să atingi nisipul cu mâinile și atunci te întorci. Ok, ce facem acum? Nu înțeleg. Ce facem acum? Același exercițiu. Cu mâinile până la nisip. Okay. Mersi, Andrei. Șmecherie. Numai că același exercițiu, să te împingi de la fund. Da, am înțeles. Să te împingi cu picioarele. De asta trebuie... când ajungi... 3, 2. Știu. Ascultă un pic. Da. Când ajungi cu mâinile pe nisip, nu trebuie să te stresezi. Stai că vă uși rău. Să vă duc la barcă să vă șterg un pic. Aduc eu barcă. Uite că s-a desfăcut o sticlă. Și-am dus să iau prosopul în pizda, măsii. Iată. E un exercițiu, Andrei. Da. Să știi că pentru mine nu e ușor. Înțeleg, nu? Nu crezi că e ușor. De asta zic că... de asta încerc să iau să luăm încetul, Lix. Păi, dar de la ce mă pișc ochii? Cred că este de la... produs? De la produsul ăla. O faci cu picioarele. Okay. Uită-te la mine. Okay. Ai văzut? Uh-huh. Ating, mă opresc, faci un tumbă și te împingi de nisip. Okay.
Cum te simți? Elev, încerc să fac ce zici. Cât te ridici, tot timpul încearcă să ai... 37! Da. Încearcă tot timpul când înnoți, mâinile întinsă. Okay. Să nu înnoți. Okay. Am o problemă, mă o strâng ochii. Aoleu. O să mă opresc, să-ți fac masca. Că nu, mă o strâng ochii, e nasol. Ai să-ți ia la altă mască cu tine. Am fost deștept, nu mi-au luat-o. Mă duc să o duc. De ce? Ți-e cald? Ți-e frig? Nu mi-e frig. Păi mă duc să not, să duc? Nu, mergem împreună și iau un prosop să mă șterg un pic la ochi. Ce-a cu asta? Dar n-are nimic bas. Ok. O spăl două măsă. Nu, păi dacă se spălă doar numai cu apa asta, spăl-o aici. Am spălat-o. Gata, bro. Gata. Deci tot timpul cu mâinile întinse. Da. Noi nu notăm ca și cum ca copiii. Avem palme, e altă tehnică. Dacă vrei să ieșim la lac, simt. Nu vreau să ieșim. Nu sunt motive. Că ieșim neobișnuit. Vreau să ating măcar 5 metri astăzi. Da. Nu, o să mergem, dar zic ieșim, ne odihnim un pic. Nu am nevoie de odihnă. Sunt motivat. E bine. Tot la fel? Am încercat să fac căcatul ăla. Uite, hai că-ți arăt eu. Stai să vin la tine. Stai acolo că se filmează, e mișto. Stai acolo, te văd. Deci. Un pic cu apă și sufli în ea, că aerul împinge afară toată apa. Acum mă dor urechile. Acum? Încearcă să ecualizezi acum. Dar nu tare. Fă manevra aia de a înghiți. Masca s-a aburit. Nașpa de tot. Știu. De asta, dacă vrei, poți să-ți dau masca mea. Și ce crezi că face? Mai bine? Încearcă. Nu, lasă-o, că nu. Încearcă să faci tu bă, tot timpul în față. Am zis că nu mă vezi și că te trișez. Trei opt, bro!